Salutare și bine ne regăsim la un nou clip cu reacționează la ceva. De data asta, așa cum v-am promis, având în vedere că am văzut acel udir din partea lui Trick2J și am zis eu că bă, se merită oare de carry nu știu ce la la, am zis să ne uităm, n-am găsit ceva cu update din sezonul 11, o să mai caut cu de carry, o să vreau să caut cu cineva mult mai cunoscut de atât pe update, însă am văzut câteva comentarii în chat acolo cu acest jucător de AD Carry, mai exact XFSN Saber. N-am auzit până acum de el, sincer, poate unii dintre voi ziceți, bă, ce nublet ești, însă nu am auzit de el, dar m-am uitat, trebuie să recunosc, un minut la un clip cu Caitlyn cu el și am zis, bă, merită, merită. O să vedeți niște faze, una dintre ele, deci nici eu n-am văzut că poți să faci chestia asta. Haideți să ne uităm împreună, să nu mai lungesc atât de mult. Ne uităm împreună, nu uitați în continuare să-mi lăsați comentarii acolo cu cine vreți să reacționez și le voi face pe toate. Treptat, dar le voi face. N-am cum să le fac pe toate într-o zi, îi iau pe toți. O să avem un reacționează cu fiecare jucător de League of Legends pe care voi îl cereți în comentarii acolo, promit. Pentru că la un moment dat, dacă am făcut cu X, nu o să mai fac cu el, o să fac cu altcineva. Haideți să vedem. Bun. Bine, dacă se cere acel om în continuare, o să mai fac cu el. Hai să vedem. Imediat. Nebunia lui Salam. Este un clip cu Caitlyn. Omul e OTP de Caitlyn și am văzut câteva un minut din clipul ăsta, trebuie să recunosc că am văzut sau ceva de genul ăsta. Vă zic eu până unde am văzut și e genial. Joacă genial. Adică la modul ce ia lui, ia lui, joacă bine Caitlyn și e din Challenger. Adică sunt playeri din Challenger și chiar joacă bine. Asta de aici. Uitați-vă un pic ce poate să facă omulețul ăsta. Deci eu n-am înțeles. A dat QE. Dar la cum a gândit-o, Drake Volan nici nu cred că s-a așteptat la faza aia. Deci a dat prima oară E, Q l-a dat după, nu înțeleg. A dat QE, de fapt, ca să poată să se întâmple chestia aia, dar foarte frumos jucată de el acolo. După faza asta, asta e ultima fază pe care am văzut-o, genial jucat ce aici. Deci fix un minut, că da, e un minut și ceva. Fix faza asta am mai văzut-o și uitați-vă ce le face aici, genial, a pus trap instant. Și dă Q pe la-l bate. Ție nerds, direct 3-0. Easy clap, easy clap. Aproba acolo, easy clap. Hai să vedem următoarea fază. De aici nu mai știu nici eu. Se pare că e în ulta lui Mord. Avea 1-1 în minutul 17. Teoretic te bate Mord acolo. Însă și-a arătat cam toate skill-urile. Dar e și Ryze acolo. Vai de pula mea cât de mici a dat la Ryze acolo. Reușește să... Nu cred. Fii atent că-l bate și pe Ryze, cred. Nu. Scapă bobiță. Scapă bobiță. Acolo frumos movement-ul. Bine pe kite-uri, bine pe kite-uri. Bine de tot pe... Uite că-l vedem și pe Vayne, nu doar pe Caitlyn. Am zis că-l vedem doar pe Caitlyn, că primele faze au fost cu Caitlyn. Și scrie Caitlyn montaj, dar să vedem. N-are ce să-i mai facă ăla. Uuuu, cât de low a scăpat acolo. A dat frumos dodge-ul ăla cu Q-ul. Era ceva eveniment aici, că văd că e în spate Twitch Rivals, mă. Ăla să fie oare... Să fie oare... Tyler, ăla pe Draven. Da, 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 că se joacă pe North America, îl văd pe Yasuo acolo, ship-uri, da. Și ăla cred că e Darius. Doamne, doamne, frumos, rău de tot. Da, Tyler One, nu Darius, pardon, Tyler One. Doamne, cât de frumos a jucat acolo pe Vayne. Frumos, rău, dodge-ul ăla. Murea, dacă nu-i dădea dodge-ul lui Zoe la E, murea. Frumos, frumos jucat, frumos, rău. Vedem aici, uite pe Kai'Sa acum de data asta. Reușește acolo să dea dodge la Darius. Și cred că bate aici și pe, da, omul, 1000 gold. Avea 12-1 și Ezrealul avea 1000 gold pe el. Mă, ce meci ăsta? Quadra, Penta face. Cred că dacă ne lasă faza face și Penta. Da, face și Penta. Da, are Penta acolo. Penta kill, frumos, frumos, frumos. Îmi place, are movement. Și vă spun din perspectiva unui AD Carry. Uite-l pe Caitlyn din nou, mamă, cât damage avea pe campion. Regret de multe ori că nu m-am jucat și eu Caitlyn atât de mult, pentru că mi se pare... Nu cred, cât de... Băi, cât de bine, cât de bine aici. 10-0-3 avea. Uitați-vă ce scoruri are nebunul și repet, joacă în Challenger, joacă bine. Au. Frumos, impecabil, impecabil.
a gândit-o bine acolo. Au, au, ca și aici, de exemplu. Orice chestie care dash, dacă îi pui trep în fața, îl ia. Fuu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 
Frumoasă animația aia. Nu știu ce a făcut acolo. Frumi. Și eul aici l-a dat gen că poate se dădea înapoi, dar... Interesant play-ul. Se vede că gândește jocul și îmi place asta. Instant și-a pus trap acolo ca să aibă protect. Bun trap-ul. Nu cred, ăla a luat trap-ul ăla de acolo, serios, quadra kill. Bun protectul de la Rakan aici, bun de tot protectul de la Rakan, mamă, 1000 gol din nou pe el, mă rog, în alt meci, dar nu contează. Și adaunurile alea de 1000 sunt geniale. E destul de healthy aici, adică poate să dea damage, bine pe combo acolo. Hit, nu cred, ce frumos a jucat-o. Și Rengarul a scris what the fuck acolo. S-a băgat acolo greedy, dar avea cleans. Aia e faza că cu AD carry e mai greu să faci niște play-uri de alea impresionante, dar uite-l, ăsta de exemplu e frumos. Ăla a fost frumos, ca și ăla primul atunci cu Draven când și-a dat QE. În schimb, uite ce kite-uri face, uitați-vă la el cât se mișcă. Nu stă pe loc o secundă, frate, mi-e greu să-l nimerești. Aici a greșit-o un pic, dar n-a fost pedepsit, dar o greșise acolo. Nu știam că merge să faci chestia, e genială, deci EQ-ul ăla sau QE-ul ăla e genial. Încă 1000 gol, bă, de fiecare dată ia câte 1000 gol, păi așa crezi eu, frate, că se fidează. Dar bine, a bătut pe unul care l-a fi dat. Cam asta s-ar înțelege. Mamă, nicio șansă acolo pentru băieți. Vai de mine cât de damage are. A luat kill și pe ăla. Mamă, dar are damage, n-au ce să-i facă. Fuuu! Frumi. Camille aici, mamă, e... Deci Camille e moartea la pasiunii, moartea pasiunii pentru AD carry. Da, cât de frumos a jucat-o acolo. Și a fost de jos, un singur trap și a dat combo-ul perfect acolo. Trap, hit, E, Q, hit. I-a pus trap la cu... Du-te, bă, de aici. Un death in the montage, adevărat acolo. Tec mai avem din clip. Frumos. Mi se pare că are, bă, are un kite sau un movement bun, rău de tot. Și își cunoaște că campionul. E clar că a jucat extrem de multe meciuri cu Caitlyn. Bine, n-a fost rău nici pe Vayne. Kite-uri frumoase și acolo. Bă, nu moare la mă? Într-un final a murit și el. Ideea e că data viitoare o să alegem un campion gen Teddy, Reckless. Am văzut că s-a cerut și Teddy și Reckless în comentarii. Însă am zis să-l fac pe ăsta că mi s-au părut nu neapărat mai multe de fapt. Ci au fost câțiva la rând și mi se pare un nume nu atât de cunoscut precum Reckless și Teddy. Și am zis să vedem despre ce e vorba. Frumos că eu acolo reușit să se bată pe amândoi. Dar uitați-vă, eu de fiecare dată mă uit și la scor. Nu știu dacă se vede exact de web-ul meu. O să îmi dau oricum pe viitor un pic web-ul mai jos la edit, la clipuri, ca să vedem și scorul.
Ui, poftim cultură, poftim cultură ce i-a făcut acolo lui Velcoz. Impecabil, impecabil faza de mai devreme. Aici s-a băgat Nautilus ăla Rambo. Ideea care reacție foarte repede cu trepurile alea. Nu, dacă am greșit-o acolo pe ultimata, nu neapărat aici, nu unbalanced. Aici a greșit-o el, uite, putea să mai dea hit-uri, știi ce zic? Avea heal, putea să facă kite-uri cu el, era și Vladimir. Plus că n-a dat un hit în, uite, și-a pus ăla aia jos. Dacă dădea un hit în nebunia aia, cred că scăpa. Trebuie să dai două, dar dăduse Vladimir deja eu, mă rog, nu mai contează. Instant flash aici. Ăla a murit. Nu? Ba da, a murit. Frumos trap-ul. Frumos rău trap-ul. Și ciudat e că avea trap-ul pe point and click, nu pe... Da, mă rog. Ăla ia trap-ul? Nu. Nu cred că era nevoie de exhaust acolo. Oricum, bun băiatul pe Caitlyn, joacă bine. Dar sunt curios acum, vin contra Caitlyn. Superb jucat. Dacă am dat de 3 ori înseamnă că a jucat-o bine rău. Uite, iar un E destul de ciudățel aici, că era în el, adică putea să dea damage. Aici mi se pare că a dat E-ul aiurea. N-avea ni aproape că l-a bătut aici, vezi? Bine, frumos flash-ul, dar nu cred că era nevoie de flash-ul ăla, că putea să-l bată din kite-uri gen pe range. Dar aici i-a dat lui ăla, nu n-a înțeles jocul unde era. Da, frumos oricum. Joacă bine, joacă bine. Are bine de tot acolo pe flash. Măi, dă predict la movement, mă, să moară tot dacă nu-i dă predict la movement. Poftim hit și pune trap instant. Nu cred așa ceva frumos. E, uite, alea sunt momente frumoase. Asta nu e prima fază? Ba da, e prima fază. Lol, mi-a mai băgat toată faza asta. Da. Interesant. Interesant. Mi-a plăcut. Bă, mie unul mi-a plăcut, adică frumos de urmărit. N-a avut clipul, hype-ul ăla pe care ni l-a oferit Trick2G sau Pink World sau etc. Însă iau și nume care pentru mine sunt necunoscute, poate mulți, pentru mulți dintre voi, nu știu dacă ați auzit de el. Însă uite că mai cunoaștem oameni noi care, bă, mie mi-a plăcut cum a jucat. Adică cel puțin pe Caitlyn, genial, a avut și două faze cu Vayne frumoase. Faza cu Kai'Sa, e Kai'Sa, bine, și Kai'Sa e un campion greu de jucat oarecum, dar Caitlyn Vayne mi se par mai complicați un pic. Dar ok, per total ok, mi-a plăcut. Ne vedem la următorul reacționează la ceva. Până atunci, eu am fost Cheta, nu uitați hashtag suflet de golan și ne vedem în fiecare seară de la ora 10 cu clip nou. Sper să vă placă și clipul acesta. Vă pup și vă mulțumesc mult pentru toată susținerea. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Aveți grijă de voi. Pa, pa!